Bine v-am găsit! Așa după cum ați aflat din episodul trecut, după multe lupte și pierderi masive de vieți omenești, Traian îl învinge pe Decebal în războiul purtat în anii 101-102 și îl constrânge să semneze o pace umilitoare. Nu doar că Decebal a trebuit să cedeze teritorii și să plătească o sumă uriașă în aur ca despăgubire de război, dar i s-a impus să îi dea lui Traian unul dintre fiii săi ca un fel de garanție supremă pentru menținerea păcii. Nerespectarea tratatului ar fi dus imediat la executarea fiului lui Decebal. Împreună cu domnul profesor doctor Mihai Popescu, în acest episod al serialului Regele Decebal, vom spune povestea evenimentelor care s-au petrecut de la pacea încheiată în anul 102 și până la sfârșitul războiului din 105-106, un război încheiat dramatic pentru getodaci. Domnule profesor, pentru a limpezi cât mai bine lucrurile, să ne spuneți care a fost obiectivul primului război purtat de Traian împotriva Daciei și a lui Decebal și dacă Traian și-a atins obiectivele pe care le-a avut. Normal, Traian voia să fie victorios și în primul război. Toți istoricii consideră că a fost o victorie și primul război, dar un istoric italian afirmă că, de fapt, dacă Traian ar fi fost cu adevărat victorios sau complet victorios, n-ar mai fi fost nevoie de al doilea război. Se pare că, totuși, Traian și-a dat seama că a atins capacitatea militară maximă și Decebal nu poate fi învins și atunci a preferat să încheie o pace. Regatul Dacii a rămas cu marile rezerve de aur, de argint. Sigur că da. Adică romanii au obținut victorii, au reușit să conserve teritoriile pe care le-au ocupat. Au făcut o pace, pentru că dacă Decebal a acceptat ca unul dintre fiii lui să meargă la Roma, să fie captiv până la urmă, ca o garanție pentru menținerea păcii, înseamnă că au fost niște condiții destul de dure, plus că a plătit despăgubit război, ca să mențină lucrurile. Nici Decebal nu era într-o situație extraordinară în acel moment, pentru că din punct de vedere militar pierduse, însă romanii au considerat că nu pot merge mai departe, nu pot duce la ocuparea completă a regatului și au considerat că este nevoie de un răgaz, inclusiv pentru administrația imperială. Amândoi, și Traian și Decebal vreau un răgaz. Într-adevăr, fiul cel mare al lui Decebal, care era minor la vremea respectivă, a fost în carul triumfal al lui Traian după primul război dacic, pentru că Traian nu avea copii, a fost crescut și educat la curtea imperială cu cei mai buni profesori ai Romei. Dar s-a întâmplat că la 20 de luni după semnarea tratatului, copilul, jucându-se cu o sabie, se pare, s-a rănit destul de grav și toți medicii Romei n-au putut să-i salveze viața. Plutarh, care a scris o carte dedicată lui Traian și se pare și având în oglindă pe Decebal, ar fi spus că Traian însuși a fost foarte mâhnit de pierderea acestei chezășii din partea regelui Decebal și chiar dacă durerea lui nu putea să fie la fel de mare ca durerea regelui Decebal, tulburarea pe care moartea acestui copil va aduce atât Romei cât și lumii întregi până la urmă, va fi foarte mare, pentru că era singura garanție. Era garanția cea mai importantă, pentru că Decebal a fost liniștit până acum, tocmai pentru că se gândea că își va putea recupera fiul. Trebuie să spunem că exista o practică în Imperiul Roman și anume că odată ce Imperiul cucerea un teritoriu sau era într-o poziție amenințătoare de dominatoare față de un anumit regat pentru a menține pacea,
respectivii își dădeau fiii ca un fel de garanție, care erau crescuți în spiritul roman, cu intenția ca la un moment dat, când sunt maturi, să-i placeze în locurile de conducere ale părinților pentru a-și consolida relația cu acea națiune, cu acel trib și așa mai departe, pentru a putea controla în acest fel teritoriul respectiv. Da, dacă regele Decebal ar fi ajuns la bătrânețe și fiul său, educat la Roma, ar fi putut să ia locul, regatul Daciei, fostul regat al Daciei, provincia, ar fi devenit principalul aliat, un adevărat pol de putere care ar fi permis Imperiului Roman să stăpânească și mai mult din lumea cunoscută la vremea respectivă. Da. Fiul lui Decebal moare. Acesta face ca Decebal să se considere eliberat de jurămintele... De jurămintele față de zei și față de împărat. De fapt, el nu jurase personal, jurase fratele său Diegis, fratele său și vicerege al Daciei, care în urma relațiilor cu romanii a dobândit chiar o atitudine pro-romană pe care chiar a cultivat-o în rândul nobililor daci. Pentru că în al doilea război, care a fost mult mai crâncen decât primul, obiectivele romane au fost cu totul altele, deci se urmărea eliminarea fizică a regelui Decebal, transformarea regatului Daciei într-o provincie romană, mutarea granițelor Imperiului la limitele Carpaților Nordici, poate chiar dincolo de Carpații Nordici, în funcție de regatele dacice mai mici, numite de noi daci liberi în limbajul istoricilor români, și evident capturarea marilor bogății, exploatarea minelor de aur, de argint, de cupru, de fier, chiar folosirea resurselor de sare, care erau printre cele mai mari și până astăzi se pare că sunt printre cele mai mari din Europa. De asemenea, lemn, diferite tipuri de esențe de lemn, vite, blănuri, foarte multe valori pe care astăzi România continuă să le producă, dar nu la nivelul Eu aș spune că, probabil, mulți se gândesc când analizează situația de după primul război cu Traian, că, mai ales că fratele său Diegis a început să aibă o atitudine pro-romană și cultiva această simpatie față de romani și la alți nobili daci, care erau interesați să-și păstreze viața, averile și anumite interese pe care le aveau ei, probabil că mulți se gândesc sau își pot pune problema că dacă Decebal, cu ghilimele de rigoare, stătea în banca lui și nu începea al doilea război, poate că Dacia nu ar fi fost distrusă. Asta este o idee pe care ar putea să o aibă unii. Dar eu cred că Decebal, cunoscând filozofia Imperiului Roman și a lui Traian, care îl avea ca model pe Alexandru Macedon și care își propunea să cucerească tot ce se poate cuceri, și știind că armatele romane sunt la 10 de kilometri, 100 de kilometri de capitala regatului Dac, chiar mai aproape, deci 10 de kilometri, era în Hatzeg. Deja romanii își făcuseră capete de pod, aveau un castru, viitoarea Sarmizegetusa Ulpia Traiana, capitala romană a Daciei. Deci, prin urmare, Decebal putea să, cred că era convins că nu era decât o problemă de timp până când romanii vor decide că vor să pună mâna pe bogățiile dacilor, minele de aur, și sare și așa mai departe. Deci, prin urmare, Decebal, sigur, a avut acest pretext al fiului care i-a murit la Roma și el putea să considere că... N-a fost chiar un pretext, a fost chiar o tragedie. Sigur că da. Dar el anticipa că oricum Imperiul Roman într-un an, 2, 3, 5, 7 va încerca să cucerească toată Dacia. Tendința era de cucerire. Sigur că da. Deci n-au putut merge mai departe. Și romanii, deja, imediat după primul război, chiar înainte de moartea fiului lui Decebal, au încercat să descurajeze orice alianță a regelui cu foștii lui aliați din primul război. Cum a făcut? Adică i-a luat pe Iazigi și le-a permis să ocupe teritorii din
din ce rămăsese din regatul Dacii. Adică, cum să spun, le favorizezi colonizarea cu alte populații a Daciei. A împiedicat relațiile cu roxolanii și cu alți aliați din zona de nord a Mării Negre și din Moldova de astăzi. De asemenea, pentru a împiedica o alianță cu perșii, a realizat o manevră internă, ajutându-l pe Ostroies, fratele regelui Pacorus al doilea, care era mai bătrân, tot așa, cum a procedat în Dacia cu Digi, s-a procedat acolo cu fratele regelui. Și a slăbit capacitatea de ajutor și de alianță cu regatul. Până la urmă, cu cine reușit să se alieze Decebal în pregătirea celui de-al doilea război? Doar cu triburi, cu burii și cu, deci triburi interne dacice, dar coaliția antiromană era mult mai mică decât în primul război dacic. Pentru a... Ce a făcut Decebal? Știu că, în primul rând, s-a dus peste iazici, peste acei... Deci a avut o expediție militară, în care i-a înfrânt și a alungat pe iagizi din teritoriile dacice. A atacat și a ocupat garnizoanele romane din țara Hațegului. A pregătit un atentat. Deci a dat ordin trupelor sale speciale să pregătească un atentat la viața împăratului Traian, pentru că atentatul nu a reușit. Dar ce a propus să facă? A trimis niște tineri care obișnuiau să bea și să facă anumite orgii și unul dintre acești tineri, într-un moment de beție, a dezvăluit planul și... Deci i-a trimis în anturajul lui Traian. Da, adică trebuiau să pătrundă în cortul Să specificăm Traian. Că Traian avea o orientare, îi plăceau și bărbații și băieții, deci da, despre asta este vorba. Deci da, a trimis tineri care ar fi putut să fie disponibil pentru o relație sexuală cu Traian. Da, erau obiceiuri obișnuite. Da, era, era un lucru considerate curent, lucruri firești la romani. Da. Și... Deci strategia era să trimită niște tineri care le aveau cu orgiile, cu sexuale, cu petrecerile în intimitatea lui Traian, ca să-l asasineze în timp ce sunt lângă el. Da, erau de fapt niște transfugi romani care... A, deci nu erau daci. Se pare că au fost printre ei și vreo 2 sau 3 daci, dar majoritatea erau transfugi romani dispuși să execute această sarcină. Deci a fost descoperit, presupun că i-a executat pe toți. Și nereușind acest lucru, a reușit capturarea generalului Longinus, să spunem, guvernatorul militar și civil al zonelor ocupate. Ce a pățit acest Longinus? Longinus a fost păstrat, deci după capturare a fost păstrat în eventualitatea unor negocieri cu Traian, dar se pare că a murit în timpul detenției sau s-a sinucis și la sfârșitul războiului se pare că romanii au reușit să recupereze rămășițele pământești. Am înțeles. Deci... Decebal atacă garnizoanele romane. Cum reacționează Traian? Știu că, de asemenea, e un aspect foarte important, pentru că Senatul Roman îl declară a doua oară pe Decebal dușmanul Romei, iar Traian face un jurământ foarte semnificativ. Din textul păstrat sau transcris după Plutarh, se spune că Traian ar fi promis să se întoarcă din Dacia cu trupul Decebal capturat viu sau mort sau să moară în Dacia. Deci atât deci de decis era. Era o luptă pe viață și pe moarte. Evident, din punct de vedere militar,
Traian pregătise aceste războaie încă din anul 98, când nici nu ajunsese la Roma, deci fusese proclamat împărat. El a venit pe cursul Dunării și a dat ordin pentru pregătirea realizării unui pod. Podul a fost inaugurat în vara anului 106, adică exact înainte de începerea ultimei campanii. Da. Au fost trei coloane principale, o coloană prin Valea Cernei, de fapt au fost patru. Traian a venit prin Banat, ajungând tot în țara Hațegului, dar a mai fost o coloană prin Oltenia și una pe Valea Oltului. Toate aceste coloane au ajuns în Transilvania și aproape toate cetățile din jurul... Sunt înconjurate. Da, au fost ocupate rând pe rând și cercul s-a strâns. S-au dat lupte foarte grele în zona Sarmisegetuzei, pentru că acolo au existat puncte de apărare deosebite și astăzi o parte din ele există. Și era centrul spiritual, bastion al getodacilor. Atunci când Decebal și-a dat seama că războiul este pierdut, el s-a retras în munții Apuseni, unde s-a și sinucis după un ritual specific regilor și marilor preoți. Pe columnă apare că și-a tăiat gâtul. Nu este. Sursele antice păstrate spun că trupul lui a fost găsit neatins, deci nu a avut niciun fel de rană. Se pare că s-a sinucis folosind suc sau sevă de tisă sau fiertură din frunze de tisă. Deci a fost o sinucidere ritualică. Era o sinucidere ritualică, așa cum s-a întâmplat și cu câteva mii de preoți daci, care, conform statutului lor, nu trebuiau să cadă tăiați de sabia dușmană și nici prizonieri. Singurul mod de a ajunge la nemurire era să bei o travă. Cine spune asta? O spun și scriitorii antici, dar vasul, acel vas de lut cu inscripția Decebalus per Scorilo, după ultimele cercetări, se pare că a fost un vas ritualic folosit pentru invocarea lui Scorilo, ajuns semizeu și care trebuia să permită nobililor și preoților daci accesul la nemurire în panteonul dacic. Eminescu se gândește că Decebal nu a murit și îl vede ca după pierderea războiului, el ajunge în panteonul nordic, în preajma zeului Odin. Există un basorelief care îl prezintă pe militarul roman care chipurile l-ar este fi o stelă prins funerară, pe Decebal și i-ar fi tăiat cap. În anul 1965, un istoric american de origine germană a descoperit la Grameni, în apropiere de Filipi, fosta capitală a lui Alexandru Macedon, a descoperit o stelă funerară a unui soldat, Tiberius Maximus. Ea se găsește acum în muzeul din Cavala și în textul stelei funerare se spune că el ar fi dus capul și mâna lui Decebal, împăratului, care se afla la Aranistorum. Localitatea Aranistorum nu este identificată în sursele nici arheologice, nici istorice, dar în cazul în care el l-ar fi ucis, deci nu, pentru că stela reprezintă pe care, el ca cel care l-ar fi ucis. Însă onorurile sau recompensele acordate de romani pentru aducerea mâinii și capului sunt mult prea mici pentru a fi considerat cel care l-ar fi capturat direct. Da. Se pare că într-un anumit context a ajuns să aibă mâna și
capul. Probabil tot nobilii daci l-au comercializat sau, eu știu, au negociat pentru transmiterea lui. Doamne ferește! Oricum, da. Capul și mâna dreaptă a lui Decebal au fost duse la Roma destul de târziu, dar în drum spre Roma acestea au fost plimbate pe străzile. Au fost plimbate în totuși, carul vedeți funerar. Cât era Imperiul Roman de Imperiul Roman și era totuși, din punct de vedere material, o cultură foarte avansată, era la fel de primitiv ca și popoarele barbare. Erau niște ritualuri pe care le-au moștenit, se purtau cu învingătorii. Vă dați seama că era vorba de capul și brațul unui om mort poate de săptămâni de zile, erau în putrefacție. Chiar de luni. Da. Și le plimbau pe străzile Romei. Da, și apoi au fost lăsate vreo 3 zile pe balustrada unei scări și au fost în final aruncate în Tibru. Da. Deci ele au ajuns în Ne oprim aici. Cam asta este povestea celui de-al doilea război și al sfârșitului Daciei lui Decebal. În episodul următor rămâneți aproape pentru că veți afla lucruri foarte, foarte interesante despre aurul dacic și impactul lui asupra Romei, despre cantitățile uriașe de aur și argint jefuite de romani din Dacia, dar și despre multe alte lucruri interesante asociate acestui subiect. Ne vedem în curând!